Între obligațiile beneficiarilor primare ai noului contract educațional, care sunt elevii, este stipulată, între altele, necesitatea ca aceștia să nu aducă jigniri și să nu manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora. Un alt aspect care este foarte bine de știut, atât pentru copii cât și pentru părinți, este că acum este o prevedere clară, în sensul că elevul nu poate să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ, adică față de profesori, sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora, pentru că au fost destul de multe situații în care au existat anumite zone de-astea în care pot să spun că s-a încercat lezarea imaginii publice și atunci aici s-a lămurit de către lege și trebuie să existe foarte mare atenție a copiilor ce publică pe rețelele sociale, pe Facebook, pe Instagram. La fel de importantă este prevederea care face referire la obiectele sau produsele cu care un elev intră într-o unitate de învățământ. De asemenea, se prevede mult clar că n-are dreptul să consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să dețină în unitățile de învățământ astfel de chestiuni. Că una peste alta, prezența profesorului în clasă este absolut definitorie și este extrem de importantă. Un profesor care intră în clasă și știe ce are de făcut. Părintele, conform contractului, trebuie să fie de asemenea de acord cu servicii de consiliere pentru copil în cazul în care acesta are nevoie. Este extrem de importantă comunicarea și este bine să folosim atât părinții cât și profesorii această comunicare congruentă, cu cuvintele să fie pe potriva sentimentelor pe care le avem. Cuvintele noastre trebuie să exprime clar ce anume ne place, ce anume apreciem, ce anume emitem ca și dorință către copiii noștri, astfel încât puterea cuvintelor să fie una constructivă. În cazul în care una dintre părți nu vrea să semneze contractul, riscă o amendă între 1.000 și 5.000 de lei sau muncă în folosul comunității.